E perfect. Hai să vedem cât de perfect este timpul, adică săptămâna următoare, pentru berbec. Borbecul persistă în dragostea de săptămâna trecută. Iar simbolul dragostei, iar ceva fierbinte, iar o dragoste nouă. Ăștia nu, până nu se termine zodia berbec, nu se potolesc. Sunt în căutări și găsesc o dragoste nouă, berbeci. Foarte bine. Ăștia tineri, ăia bătrânii, au oița ei acasă. Taurul intră într-o săptămână de protecție totală din partea divinității împotriva celor care pot să-i deoache, pot să-i invidieze pentru, ce spuneați voi, calități și pentru bogăția. Asta care înseamnă că ei pot greși. Deci protecție, o săptămână sunt protejați. Dar ei nu trebuie să fie pe o pantă nu sunt, acum greșită. Sunt, e protecție adică nu divină. Adică nu poate să facă mici... Poate să facă de toate ce vor ei. Da? Păi mai e și post, acum iartă Dumnezeu. Bun, ziceți mai. Adică îi absolvă de greșeli. Hai să vedem cine... Gemeni. Cineva trebuie să abordeze total diferit problemele care îi interesează. Deci, gemenilor, schimbați tactica. Acționați total diferit decât ați acționat până acum. Asta e ce să le faci. Racii, intră și în atenția unei persoane dragi și le spun cu căldură că o persoană care vă iubește, care vă apreciază, se gândește la voi intens și vă va trimite un cadou minunat. Spor la cadouri, ce să vă zic, altceva. În schimb, cineva intră într-o bulă din asta de necunoscut, leu, da? E învăluit într-o aură de mister, el a avut ceva greutăți, încă n-a spus ce are pe suflet săptămânile precedente, iar acum s-a înconjurat cu eu și cu mine. Și când va dori, va spune. Așa că nu-i deranjați, lăsați-i în pace în analiza lor, în visarea lor sau în relaxarea lor. În schimb, cineva dă de fertilitate și belșug. Păi nu spuneam noi că fac ele sau nu fac. Uite că fac. Și acum înseamnă peste puțin timp visele voastre se vor împlini. Așa că aveți fertilitate și belșug din toate punctele de vedere. Și aveți grijă și pe partea alaltă. Asta e ce să le zicem, da? Că ei zic că țin post, da? Se bagă la fertilitate. Balanță. Vești bune, cadou surpriză sau o sumă de bani importantă? Tot ce v-ați dorit, maestru. Da, Doamne. Scorpionii noștri, să vedem ce au. Scorpionii sunt pregătiți săptămâna viitoare de un uragan, da. Vor să susțină o bătălie furtunoasă. Dar sfatul runei este... Rămâneți calmi, evitați disputa, dar în dovadă de mult calm și de înțelegere. Totul se aranjează și în favoarea voastră, ca să vezi cum vine. Când vrei ceartă, e mai bine cu vorbă bună. În schimb, cineva își pregătește bagajele. Astele vă anunță o călătorie. Aveți de gând să faceți o călătorie? De mult, maestră. Da? Deci, săgetătorii să-și facă bagajele. Sunt pregătiți să facă o călătorie săptămâna viitoare. Foarte bine. Mă bucur pentru bine. Ei. Așa. În schimb, Capricornul va afla un adevăr foarte important care îi poate marca viața sau îi va schimba. Deci aveți grijă la comportamentul de săptămâna viitoare, pentru că e o săptămână anevoioasă. Tonul face muzica. Așa că aveți grijă cu cine vă certați și la ce, și ce auziți. Amplitudine. Ce auziți și ce. Pentru că de acolo se pot trage niște... Eu știu, niște consecințe neplăcute pentru Capricorn. Deci atenție la Capricorn. În schimb, vărsătorii au un dublu mesaj să se mai relaxeze, că au fost agitați în săptămânile precedente și să nu-și mai facă griji sau, eu știu, gânduri negre vis-a-vis de sănătatea unei persoane apropiate. Este foarte bine și sunt foarte sănătoasă, mai că ați uitat voi să o mai vizitați. V-am spus de enori la situația asta. Și tot nu se duc să-i viziteze. Vărsătorul își face multe scenarii. Face. Păi e scenarist el. Are pandor, dacă nu e cu minte. Iar ultima zodie, peștișorii, ca de obicei, cea mai proastă rună vin la ei. Vă previne litera, adică nidul, semnul ăsta al crucii X-ul ăsta, că ați dat lovitura. Se produce un salt rapid calitativ în existența voastră.
fac ei ce fac și umblă la cutia maestre, cu minuni. Maestre, v-am spus, deci... Băi, iau protecția divină, eu nu pot să o iau. Niciodată n-ați tras o rună mai anevoioasă, să-i spunem. A fost o lună din asta, eu nu mi-aduc aminte. Că nu vreau să plece și le trimitea și ziceau că n-au bani. Unde să plece în călătorie și o excursie? Dar tot a ieșit o zi jumate. Și au văzut că tot ei au fost în avantaj. Cam astea sunt runele pentru săptămâna vizitoare.